don't hear it officially. So all you have to do. Good. După cum ați aflat, este un moment festiv pentru noi. Este vorba de inaugurarea raftului American Chef, care înseamnă o donație de aproape 130 de titluri, în valoare de aproape 2600 de dolari. Și este vorba de literatură americană clasică și contemporană, literatură pentru copii, și cărți utilitare, adică pentru perfecționarea învățării limbii engleze, deci cărți de metodică, de fapt. Toate acestea vor intra în colecția bibliotecii noastre și vor putea fi, bineînțeles, utilizate și chiar vă așteptăm să utilizați aceste cărți, pentru că acesta este rolul nostru. Eu îl invit cu respect pe domnul Amazon să ne spună câteva cuvinte. Mr. Director, Mr. Vice President of the Common Council, men from the International Affairs section of the Common Council, ladies and gentlemen, thank you very much for your generous welcome to my colleagues, my wife, and me here at the Covasna County Library this afternoon. Domnule director, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimați colegi din echipa Federației Internaționale a Consiliului Județean, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, stimată audiență, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit pe mine și pe soția mea la dumneavoastră în bibliotecă. This is not my first visit to Covasna County. I had a chance to visit earlier this year. But it is the first time that my wife and I have had the opportunity to come to Sfânta Gheorghe, St. George, and to visit the county capital. Nu este prima mea vizită în județul Covasna. Am avut posibilitatea să fac o vizită în prima parte a anului, dar este prima dată când eu și soția mea venim și vizităm orașul Sfânta Gheorghe. So I'm the ambassador of the United States of America to Romania, and not only to the government in Bucharest, but to all of Romania. Sunt ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București și sunt ambasadorul pentru întreaga România, pentru întreaga țară, nu numai pentru cei din București. Under our Constitution, I represent to you my president, my government, but also the people of the United States. Conform Constituției noastre, reprezint în fața dumneavoastră președintele, guvernul, dar și poporul american. And one of my priorities as the American ambassador to Romania is to try to find ways to strengthen the bonds between our two countries, our two societies, our two people. Una dintre prioritățile mele este aceea de a avea relații mai puternice, legături mai puternice între țările noastre, între popoarele noastre. And to find ways to increase the changes that occur between our two countries by Romanian students, Romanian scholars, and then also by American students and American scholars, to give them opportunities to come to Romania. In all fields, but science, technology, education, and culture. De asemenea, o altă prioritate ar fi aceea de a mări schimburile între schimburile culturale și educaționale între țările noastre, astfel încât studenți și cercetători, elevi, studenți și cercetători din România și din Statele Unite să se viziteze din toate domeniile, acela al educației, al științei, al cercetării. So the donation that we're making today, thank you very much, Mr. Director, for accepting it. You didn't have to, so we're very grateful. Mulțumim, domnule director, că ați acceptat-o. Nu trebuia neapărat să o faceți,
And it's a small donation, and you're exactly right to see it as complementary to the holdings that you already have of American literature. But the intention is exactly, as I said, it goes against one of my priorities, and that is to find a way, find means to make it possible for Romanians, in this case citizens of Cravasnik County, to learn more and to understand more deeply America and the people of the United States. Dar asta reflectă prioritățile mele și prin aceste resurse, practic, dorim să vă oferim informații și să vă ajutăm să aflați mai multe despre noi, despre Statele Unite, despre poporul american. And so I encourage all of the students to please make great and frequent use of the American shelf. It consists primarily of a series of collections of great American authors. So there's quite a lot of material that we're able to make available in a very small space. Vă încurajez pe toți, pe cei în prezență astăzi și pe toți cei care vor să folosească resursele, să citiți, să folosiți aceste resurse. Practic, sunt mai multe colecții și autorii mari americani sunt reprezentați acolo. But by accepting this shelf of books, Mr. Director, what my colleagues and I hope we are able to begin is an institutional bond between the Cravasnik County Library and the Embassy of the United States. My colleague Monica runs an information center, research and resource center at the library, and she is now able to share with you probably things that you're already familiar with, but nevertheless resources that will be available to you as the director of the library, but also all of your users. Please. Sunt directorul Centrului de Referință a Ambasadei Statelor Unite ale Americii și printre altele ne ocupăm de acest program American Shelf și ceea ce facem este aceea de a împărtăși cu dumneavoastră resursele americane. Mai mult, avem acces și la alte resurse despre care ți-a spus domnul director și pe care v-am încurajat să le folosiți. And this is also an encouragement to you, the students, and also teachers who may be pursuing a study of American history or American society at the embassy, and now through the county library, we have a great deal of resources available, electronic resources to help you in your effort to study aspects of America. Deci, domnul ambasador, vă încurajează să ne adresați întrebări, mai ales este vorba de cei care studiază societatea americană sau care vor să studieze în Statele Unite ale Americii. Avem resurse extraordinare la Centrul de Referință și fie prin intermediul domnului director și apoi direct. O să lăsăm aici toate datele noastre de contact. Puteți lua legătura cu noi și vă putem transmite informațiile electronic. So, thank you very much, Mr. Director, for establishing this partnership. I see it as only the beginning, a platform for in the future greater interaction between your library and the people of Cravasnik County and the United States Embassy in Bucharest and the people of the United States. Domnule director, vă mulțumim pentru că ați acceptat acest parteneriat și este doar începutul unor legături instituționale între biblioteca dumneavoastră și ambasada Statelor Unite la București. Thank you for your attention and your patience. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru întrebarea cu care m-ați primit.